Una din problemele vieții de credință poate fi formalismul religios. Niciunul dintre noi nu suntem scutiți de pericolul acesta și de aceea trebuie să avem grijă în mod continuu. Te-ai întrebat vreodată cum se ajunge la formalism religios? Există mai multe cauze și astăzi aș vrea să amintesc una dintre ele. Ajungi la formalism religios atunci când te mulțumești cu o credință fără cunoaștere. Sunt foarte mulți oameni care spun cred și totuși ei nu știu ce cred și nu știu de ce cred ceea ce cred. Este o problemă destul de mare, o problemă pe care a sesizat-o însuși Domnul Iisus Hristos atunci când a spus următoarele cuvinte: vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Ai observat? Formalismul este o formă de rătăcire. Oamenii care acceptă formalismul riscă să se înșele singur, să se păcălească singur. Care ar fi soluția pentru a scăpa de formalismul religios? Destul de simplu, din cuvintele Mântuitorului, înțelegem că soluția este cunoașterea. Nu, a fi creștin nu înseamnă a crede fără să cercetezi. Dimpotrivă, înseamnă să cercetezi cât mai cu deamănuntul. Înseamnă profunzime, pentru că credința ta trebuie să fie bazată pe cunoaștere. Sigur, această cunoaștere o dobândești atunci când deschizi cuvântul lui Dumnezeu, atunci când asculți mesaje, atunci când citești poate literatură creștină de calitate și în felul acesta viața ta de credință poate să devină una profundă, nu doar una de formă. Aș vrea să te întreb astăzi dacă atunci când îți faci o analiză a vieții descoperi mai multă formă sau descoperi profunzime în viața ta de credință. Dacă în unele aspecte ale vieții te-ai mulțumit cu ceva formal, aș vrea să te avertizez, nu cumva să te rătăcești. Caută, studiază cuvântul lui Dumnezeu, descoperă-L pe Dumnezeu și o relație vie cu El pe care să o întreții în fiecare zi, pentru ca în felul acesta să scapi de formalism.